Salut, bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Ce ați înțeles din ultimele zile în care din ce în ce mai tare avem împărțită societatea în două tabere? Ați văzut protestul de aseară de la Piața Victoriei. Cum traducem tot tabloul ăsta? În primul rând, pentru că provin din rândul cadrelor militare, pot să vă spun că orice luptă începe cu comandantul, cu șeful, cu cel care conduce lupta. Aici, cel care ar fi trebuit să conducă lupta și nu de azi, de ieri, ci de câteva luni bune, este guvernul. Este chiar primul ministru. El, împreună cu președintele, ar fi trebuit să aibă planul planificării strategii. Nu s-a întâmplat așa ceva. Și am ajuns în următoarea situație. Extrem de descoperiți în fața unei situații grave. Pandemia și lipsa descoperirea noastră, nu? Ca și stare, ca și strategie. Suntem descoperiți pentru faptul că, din punct de vedere al legislației, lucrurile au fost tergiversate. În momentul de față, presiunea asupra acestei legi, care, după părerea mea, este extrem de importantă și care trebuie să dea răspuns celor 20 de milioane din țară, dar și celor 1000 de oameni care au fost în Piața Victoriei și celor care cred în existența COVID-ului și acceptă măsurile impuse pentru limitarea pandemiei, dar și răspunsul, mă refer la acesta, da? Și celor care nu cred până la urmă și care sigur că au o viziune a lor aparte. E bine, această lege trebuie să dea un răspuns clar. Apoi trebuie să fie conform Constituției și de aici este și grija aceasta deosebită de a nu produce un document, o inițiativă, o lege în final, care să fie aruncată politic de colo-colo. Foarte bine ați spus dumneavoastră. Acesta este un moment în care, până la urmă, nuanța politică trebuie să rămână undeva în planul 2, după părerea mea. Dar vi se pare că se întâmplă asta, domnule Barbu? Că mie mi se pare că retorica unor oameni politici este foarte, foarte aproape, ca și cum ar fi alegeri mâine. Adică eu Asta este. înțeleg retorica, dar într-o societate care este, și știm cu toții, în anumite zone lipsită de educație, să arunci mesaje ușor de mestecat, poate să se întoarcă împotriva ta și nu cred că n-ar trebui să ne punem întrebarea uneori, dar dacă am fi la guvernare, ce am face? Și vă întorc această întrebare, că poate așa se naște construcția. Ce ați face în acest moment cu în jur de 500 de cazuri în fiecare zi, cu o perspectivă nu foarte promițătoare, cu o izolare a României apropo de unele țări, și stăm și ne uităm și ne întrebăm unii pe alții dacă o să intervină cu starea de urgență. În afara acestei legi, există această responsabilitate, această stare rațională a fiecăruia dintre noi. Să știți că legea nu va rezolva această problemă. Bineînțeles. Am ajuns în această situație pentru că, după părerea mea, comunicarea a fost extrem de deficitară. Cred că a fost o fractură de comunicare. Chiar în mai multe părți s-a fracturat această comunicare. Între multele instituții care până la urmă ar trebui să ne dea o informație corectă sau să ne lămurească din punct de vedere științific și nu neapărat politic. Apoi, situația în sine capătă o nuanță personală și prin faptul că s-au asociat de cele mai multe ori în astfel de comunicări comorbiditățile. Asta ce înseamnă? Că un tânăr care, sau nu neapărat tânăr, care spune, știi, eu sunt sănătos, perfect, n-am nicio problemă, niciodată nu o să mă pot îmbolnăvi, a devenit o realitate și am văzut că și mass media prezintă un astfel de lucru. Din punctul nostru de vedere, ideea de a aduce oamenii în vârstă pe plan principal și a spune că peste 65 de ani trebuie să stai închis în casă, trebuie să, eu știu, te speli de 7 ori pe mâini și nu de 6 ori ca ceilalți și n-ai decât 2 ore voie prin societate. Iarăși a creat o divizare a societății și de aici și impresia că numai unii pot fi atacați de COVID-19, alții nu.
De aceea, revin la aspectul de lege. Legea va trebui în așa fel întocmită cu părerea specialiștilor pe de o parte, cu părerea juriștilor pe de altă parte, cu nuanțe care poate că nici prin gând nu au trecut acum 2-3 zile. Iată, de exemplu, ce se întâmplă dacă într-o regiune se instituie o izolare sau o stare de urgență și în acea regiune există unități militare sau unități de protecție sau infrastructuri speciale și așa mai departe. Sau, alt aspect, dacă prin Constituție, așa cum foarte bine spunea și colegul dumneavoastră, prin Constituție trebuie să asigurăm ca stat sănătatea publică, nu trebuie să asigurăm și educația. Ce se întâmplă dacă într-o zonă se instituie starea de urgență sau o stare de necesitate, se izolează zona aceea și acolo avem oameni care, pe de o parte, sunt implicați în actul educațional, ca și cadre didactice, cum este și cazul meu, sau sunt studenți, sunt elevi, sunt preșcolari. Ce facem? Îi rupem pentru o lună, pentru 6 luni, cum s-a întâmplat până acum, aproape în curând 6 luni, de educație? Au dreptul sau nu au dreptul și la educație în timp ce sunt izolați? Din punctul meu de vedere, un stat care n-a catadixit până acum, indiferent de culorile politice care au fost la guvernare, să se dezvolte și să devină independent din perspectiva digitalizării, culege acum ceea ce are, adică o școală care nu poate fi detașată de mersul și de statul în bancă, instituții publice unde trebuie să te prezinți în continuare și să completezi formulare cu CNP și după aia să le scanezi tu și să le trimiți. Adică culegem ceea ce am semănat. Dar vreau să vă întreb altceva. Cum facem totuși să schimbăm și mentalități și cum votează ALDE la Senat legea apropo de carantină și de izolare? Așa cum am spus, legea este în acest moment într-o perioadă de așezare pe realitatea din România, dar și pe perspectivă, pe viitor. Avem câteva lecții învățate cu toții din trecut, chiar și din zilele acestea, chiar și de ieri. Dar legea nu se va referi la ceea ce a fost până acum, ci la ceea ce este acum și de aici încolo. De aceea ALDE va vota cu poziția rezonabilă, reală a legii, în condițiile în care amendamentele pe care ALDE le propune vor fi luate în seamă și sigur vor fi discutate și aprobate. Bun, asta presupune că v-ați dori în cazul, spre exemplu, al asimptomaticilor. Cum ați vedea problema asimptomaticilor, pe care e percepută cumva diferit? Sunt oameni care spun, cum ar fi Raed Arafat, deci specialiști, că nu poți lăsa asimptomaticul să se plimbe liber, pentru că știm că nu prea stăm acasă, adică să nu fim ipocriți. Și apoi îl duci în societate unde el poate să dea mai departe, chiar dacă el nu are simptome. Dacă îl duci în spital, spune cealaltă tabără, păi îl ții în spital. De ce îl ții în spital? Că omul e sănătos. Nu e sănătos, e asimptomatic. Ideea cu asimptomaticii este într-adevăr una destul de delicată, mai ales prin faptul că, din punctul de vedere al internării asimptomaticului, ar trebui să existe din partea acestuia o poziție. Este de acord sau nu este de acord? În primul rând. Păi cine ar fi de acord, domnul Barbu, să meargă în spital? Eu nici eu n-aș fi de acord dacă mă întrebați acum, e frică de spital ca de mama. Adică, nu. Nu m-aș duce. Perfect. În momentul în care mi-am asumat, și este o situație de asumare până la urmă, de aceea am spus că fiecare dintre noi va trebui să ducă până la capăt această situație, această sarcină. În momentul în care mi-am asumat faptul că nu doresc să fiu internat și sunt supraveghere permanentă din punct de vedere medical, înseamnă că mi-asum altceva. Înseamnă că din acel moment mi-am asumat că am condiții pentru așa o izolare sau o stare de supraveghere acasă, că sunt în măsură să duc un tratament sau să raportez în timp util și imediat după această situație. În cazul în care starea de sănătate se agravează, atunci pot să revin asupra deciziei și să pot să fiu internat în condiții în care se transformă din asimptomatic în simptomatic. Dar sigur că se pune și următoarea întrebare. În momentul în care am efectuat în România jur de 14.000 de teste și avem 500-600 de rezultate pozitive, dacă vom face 140.000 de teste pe zi, deci mai mult, vom avea tot
proporțional și aceste cel mai probabil, da, domnule Barbu, ecuația e foarte simplă și atunci, într-adevăr, arată și mai înfiorător tabloul. Dar cum ați face? Ați merge pe o testare mai amplă, chiar cu cifre susținute pe numărul de infectări, sau ați lăsat lucrurile așa acum, cât pare totuși gestionabilă povestea? Sigur că cifrele pentru testare la noi în România sunt unele extrem de slăbuțe, să știți, față de toate celelalte țări. Nu mă refer neapărat la Statele Unite, la Franța, la puterile economice, ci mă refer la vecinii noștri, Polonia chiar, Bulgaria și așa mai departe. Iată Grecia care a venit cu o nouă idee și spune, domnule, dacă vrei să intri la noi în țară, testează-te întâi la tine acasă și pe urmă vii la noi și mai vedem ce se întâmplă. Fiecare își protejează, într-un fel, din punct de vedere chiar și economic și ca și structură medicală, își protejează în acest moment evenimentul în sine. Că este un eveniment să declari pe cineva pozitiv. Vă dați seama că este și emoțional, este și din punct de vedere social, din punct de vedere sanitar. Nu este simplu. Spuneați mai devreme că n-am vrea să fim. Sigur că n-am vrea să fim. Sau cel puțin cei care suntem raționali în povestea aceasta. Întorcându-mă la ceea ce consider că ar fi firesc din punct de vedere al asimptomaticilor, este faptul că aceștia chiar trebuie să înțeleagă că sunt bolnavi, sunt purtători de virus. Și nu numai purtători, ci sunt, între ghilimele, și donatori de virus și de boală. Chiar am scris la un moment dat în Facebook că momentul în care știi că ești bolnav și dai boala altuia este o problemă aproape egală cu terorismul. Asta vreau să vă zic, că asumarea în România, din păcate, domnule Barbu, și vă mai aștept aici la Gândul Live. Mulțumesc din suflet pentru prezență.